Și comentăm aceste declarații. Radu Tudor este în legătură directă cu noi în acest moment. Radu, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, Lorena! Era unul dintre scenariile discutate încă de aseară, atunci când existau mai multe variante pentru ceea ce s-a întâmplat la granița cu Polonia, și cred că este unul dintre cele mai fericite, dacă mă pot exprima așa, în condițiile date, atunci când ne uităm la ce s-ar fi putut întâmpla dacă lucrurile ar fi stat, să spunem, altfel. Este exact ce spui și tu. Încă de aseară la Antena 3 CNN am discutat despre această variantă ca fiind cea mai posibilă. Și anume, ca să înțeleagă telespectatorii, Rusia a lansat ieri o ploaie de rachete asupra Ucrainei, mai mult de 100 de rachete de croazieră. Majoritatea acestor rachete au fost anihilate de apărarea ucraineană. Este și cazul acestui incident care s-a petrecut pe teritoriul Poloniei în efortul de apărare și de eliminare a rachetelor rusești. Apărarea antiaeriană a Ucrainei a lovit o rachetă rusească și din coliziunea celor două rachete au rezultat bucăți, fragmente de rachetă care au căzut pe teritoriul Poloniei și care au generat acel incident. În momentul de față, ceea ce știm sigur cu toții este că bombardamentul Rusiei asupra Ucrainei a fost cauza principală a acestui incident. E foarte important că secretarul general al NATO a precizat că nu identifică un atac țintit, premeditat al Rusiei asupra teritoriului NATO. Asta e partea cea mai liniștitoare. Doi, a făcut un apel ca Rusia să redevină o țară responsabilă, pentru că din cauza acestui război declanșat de ea se întâmplă astfel de incidente. Am mai avut acum 2 săptămâni pe teritoriul Republicii Moldova. Am avut, din fericire, doar, să spunem, pagube materiale. Ieri s-a întâmplat pe teritoriul Poloniei și au murit 2 oameni. Și suntem avertizați că dacă Rusia continuă aceste bombardamente, aceste lansări de rachete la limita frontierei cu NATO, astfel de incidente cum s-au întâmplat ieri în Polonia se pot întâmpla mâine și în România. Se pot întâmpla mâine la orice graniță a unui stat membru NATO cu Ucraina. Pentru că Rusia este din ce în ce mai agresivă, din ce în ce mai periculoasă, vizează obiective civile, vizează o campanie de teroare, nu își păstrează, fie din incompetență, fie din lipsă de precauție, limitele acestor bombardamente pentru ca rachetele să nu ajungă la frontiera NATO, dar senzația mea este că o fac intenționat și că ceea ce s-a întâmplat a avut mai degrabă caracterul unei imense provocări și unui avertisment cum că ei sunt gata să declanșeze un război cu Occidentul. Radu, totuși a ținut să precizeze Jens Stoltenberg din nou, cred că e foarte important să analizăm asta, că în momentul de față nu există niciun indiciu că Rusia ar vrea să atace vreun stat aliat NATO. Asta în condițiile în care s-a discutat despre ce se întâmplă, în condițiile în care au loc astfel de incidente precum cel de aseară și nu apărea această informație care să clarifice totul. Deși tot Jens Stoltenberg spunea în continuare că vor fi continuate investigațiile, sunt încă în desfășurare. E un moment foarte complicat, Lorena, și trebuie să le explicăm telespectatorilor. E esențial că secretarul general al NATO spune că Rusia nu țintește spațiul NATO. E foarte bine. E un lucru crucial. Pe de altă parte, dacă Rusia va lovi în continuare cu rachete de croazieră la 1 kilometru de frontiera NATO, și în urma acestor rachete vor rezulta incidente similare de celui din Polonia, atunci situația nu are cum să nu fie complicată. E adevărat, nu lovești Berlinul, nu lovești Bucureștiul, nu lovești Parisul, dar faptul că tu tragi cu rachete la o distanță atât de mică de frontiera NATO, generând astfel de incidente cum au fost ieri, pentru că Ucraina este obligată să se apere, lansează sistemele sale antiaeriene, toate capabilitățile posibile pentru a anihila aceste rachete. Ori dacă coliziunile dintre rachetele de apărare ale Ucrainei și cele agresoare ale Rusiei se întâmplă în proximitatea frontierei NATO, toate țările care suntem în prejurul Ucrainei am putea avea de suferit.
Radu, îți mulțumesc mult pentru această intervenție, pentru această analiză. Mai vine, doamnelor și domnilor, o altă informație de ultimă oră, de această dată din partea administrației prezidențiale din Polonia. Și e foarte important mesajul postat pe Twitter. Autoritățile poloneze spun în felul următor că nu există niciun indiciu, așadar, ceea ce spunea și Jens Stoltenberg, că racheta aceasta care a lovit Polonia a fost lansată din Rusia. Chiar președintele polonez, Andrei Duda, a declarat că a fost probabil un accident nefericit, citez, și că racheta a fost trasă de sistemele de apărare aeriană ucraineană. În tot acest context vine și Kremlinul, care salută reținerea Statelor Unite ale Americii cu privire la incidentul de seara trecută din Polonia. Chiar Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că reacția profesionistă a americanilor este de notat. Acesta însă denunță isteria unor oficiali de rang înalt din mai multe state și dă asigurări că țara pe care o reprezintă n-a avut nimic de a face cu aceste rachete căzute în Polonia.